și-a făcut un apartament. Și noi nu suntem de acord cu ce și-a construit. Am mers și mai departe, și la inspectoratul de construcție, am fost și la primărie. Nimeni nu ne dă niciun rezultat. Decât să mergem în instanță să cheltuim noi bani. Pentru ce? Dar nu v-a cerut aceste semnături înainte să construiască măsura? Nimic, nu ne-a stat de vorbă cu noi. Nimic. Nu ne-a cerut. Dăm puterea lui. Nimic. Putea de la bun început să-și facă actele și după aia venea la fiecare vecin. Uite ce vreau să-mi construiesc sau nu știu ce. E ilegal ce-a făcut. Și noi mai suntem... Cu ce vă afectează? Cu dumneavoastră, de exemplu, cu ce vă afectează construcția asta? Nu pot să mă odihnesc noaptea când vine de la servici să apucă de altă treabă. Duduie, strică, multă, toate alea. În primul rând ne afectează structura blocului. Blocul este construit din 1958. A stricat structura blocului. El a pus grinzi de fier. Ce a pus? În primul rând la vecinul de jos. La vecinul de jos. A stupat toate aerisirile, miroase... Așa, are mucegai în casă, domnul acesta, nu e acasă, da. E la ochi. Deci, ne afectează... Când a fost construită mansarda? Cred că are vreo... În 2019. Dar atunci ne chinuim da. El. Dar atunci da. Ne chinuim. Am fost și la... în momentul în care a început să lucreze, n-ați... Ba da, ba da, dar nu s-a luat măsuri. Am avut și noi niște magazii de aici. Da? Și domnul primar și în trei domnul zile. Primar mi le-a dermat. Dar pe dânsul da. Nu-i face absolut nimic. Ați încercat să vorbiți și cu domnul primar? Da, și ce da, știe, ce a spus domnul primar că nu i-a dat niciun fel, nu i-a dat niciun fel de și domnul de la autorizați. Urbanism a zis, ce vă deranjează? Construiți-vă și voi. Asta a fost răspunsul pe care da, v-a spus da, de la urbanism? Da, da, da. Că durează. Și durează 9-10 ani, care e problema? Mergeți în instanță și faceți-vă dreptate. Nu așa, asta e, nu-i răspuns. Păi acum ziceți dumneavoastră, noi trebuie să ne facem și noi ce a făcut el. Ziceți așa, e construcție, are și un proiect făcut, nu le-am cumpărat deci, așa. Deci, nu mai dacă îmi vorbiți cu vecinul dumneavoastră, ce vă spune? Care e vecinul? De... Vecinul care și-a făcut. Vai de mine, nu-ți dă... Plus de asta ne-a sunat la telefon. Ar fi în stare să ne omoare. Ne-a că sunat la telefon, că nu... Ne-a sunat la telefon și ne-a spus așa. Semnăm. Știți ce ne-a spus? Ia ziceți, măi, muritorilor de foame, da. Câți bani să vă dau ca să-mi semnați? Cum asta? Mai mereu. Da. Și acum de ce v-a chemat în instanță? Să semnăm. Și doamna avocată a dânsului, al lui Saicu Gheorghe, ne impune, ne impune. Ne roagă să ne, să ne împăcăm, să ne... Deci noi nu vrem da, așa să ne avem bine. Ce ați vrea concret? Să dispară? Exact. Da. Să demoleze cum... Da, da. Fiindcă e ilegal. Uite, așa e ilegal. Puteți așa să ilegal. Vă uitați la... Să-și facă acoperișul da. La forma inițială. Da. Asta vrem. Nimic altceva. Da. Și să nu ne mai plimbe în tribunal, că noi nu avem bani de cheltuit pentru el. Da. Dar e rost, mamă, este nebun. Sunt obligat pentru prostia lui care și-a făcut-o? De ce și mă dar de ce să mă oblige el pe mine să-i scălesc pentru construcția lui? Măgăria care a făcut. Aveam și niște magazii și țineam, pe două camere. Țineam și noi o lopată pentru iarnă, o mașină, uite, trebuie să curățăm și noi pe aici, câte va material. Da? Da, da, da. Că vine domnul primar cu buldozerul. Da. Și el nu face domnul nimic. Primar a venit vreodată sau cineva de la primărie să vadă cum arată. Nu, interesează. Nu, interesează. Decât dacă mi-ai scris. Atât. Și magazin, și magazin le-am avut în spate acolo, fără să deranjeze pe cineva. Și dumneavoastră ce faceți, domnule? Făciți în tribunal acum cu vecinii? Da. Ce să facem? Nu-i doamnă. Da. O grămadă bani, să știți că de onorariu și nu știu ce, și nu știu ce. O grămadă. Pentru ce se cheltuie banii? V-ați luat avocat? Da. Da. Da, păi normal că nu ne descurcăm. Nu ne descurcăm. Nu se poate așa ceva. A fost un administrator al nostru aici, care l-am pus noi, că n-aveam și noi așa, și și-a bătut joc. De când a venit și-a cumpărat aici, am fost numai o bătaie de joc. Da. El, a adică fugit de banii de la administrat, de la locatari, a fugit de trei ori la mare, s-au plimbat. Aducea tot da, neamul lui de aici, din altă parte și făcea baia și aici și nu-i plătea. Și ce a făcut omul acesta aici? El fiind făcut cu o cumnată, aia în capul ăla, acolo, a făcut un gard acolo, unde geam. Da. Ei zice că sunt burică, toți sunt jeboși. Dar vorbește frumos, mamă, vorbește toți sunt jeboși aici. Vrei, vorbește frumos. Păi nu, i-am spus ce e adevărul. Băi, hei, te dă pe post, acum vorbește. N-are nimic. Da, așa vorbit. Da. Așa vorbim, măi, doamnă, așa vorbește. Noi suntem sărăcii, amărâți, proști, jeboși. Dar cum vă este vecin?
De zile. Da. De 20 de ani. De 20 de ani. Da. Și noi locuim el... aici de 40 de ani. Da. Și de când au venit ei, avem probleme cu ei în toate discuțiile. Și spune în felul următor, că au fost și garaje, au avut lumea și garaje. Și că i s-a dat de la primărie... Când a cumpărat. Acord verbal. Că i-a dat primăria să-și construiască în locul la garaj, să-și facă sus. Păi măi frate, să fac sus. Dar ce, casă? Dar nu are nicio hârtie, nu e ce... În casă? Are scară. Da, și-a făcut scară. Deci nu, de jos l-a terminat. Adică? Aude... Păi când urcă pe scară, duduie, face da, toate alea. Se mișcă, scară de-aia. Da. Clientul sau știu eu cum e, jolantă, da, cine știe. Și apartamentele spuneți că au fost afectate? Da, structura, mai ales, vecinul de jos e terminat. Da. Am dus la... Nu întreaga construită a bușii mai da. Și nimeni n-a luat nicio măsură, nici poliție, nici primărie. Ați chemat și poliția? Nimeni nu se bagă. Da. Ce au zis cei de la poliție când i-a schimbat? S-au uitat și a plecat. Cei de aici.